Bine v-am găsit, dragi prieteni, ca lumina lui Dumnezeu să vă lumineze casa și familia dumneavoastră. În acest moment să fiți acolo unde sunteți, binecuvântați, în numele Domnului Iisus, să fiți dezlegați de totul ceea ce era rău, de totul ceea ce era necurat, această problemă interioară, să fiți liberi de acest viciu, să fiți liberi de această tristețe profundă, de magie, de vrăjitorie, de totul ce este rău în numele lui Iisus. Dragi prieteni, deja eu cred că vă simțiți bine, nu este așa? Deja vă simțiți bine. Atunci, dragii mei, imaginați, mâine aici la catedrală noi avem trei slujbe pentru dezlegare, pentru eliberare de totul ce este rău, cu trandafirul sfințit. Acest trandafir este binecuvântat cu scopul pentru că dumneavoastră, care sunteți, exemplu, o persoană purtătoare de ghinion, o persoană care viața dumneavoastră e legată, sunteți o persoană care auziți voci, aveți probleme spirituale, nu aveți pace, nu aveți liniște, sunteți o persoană care nu găseți ieșirea din problemele în care dumneavoastră le aveți, poate că de ani de zile, problemă cu soțul care vă trădează cu amanta, problemă cu fiul care e viciat în droguri, în viciul alcoolului și până astăzi el este legat de acel viciu. Soțul dumneavoastră este legat de acea amantă, vedeți, legat. Dar noi mâine facem slujbă de dezlegare, dezlegare de totul ce este rău. Și toate persoanele vor primi un trandafir sfințit. Aici la catedrală, mâine la ora 9 de dimineață, la ora 15 și la ora 19. Aici la Catedrala Credinței, care este situată pe șoseaua Fundeni, numărul 11, sector 2, București. Haideți să vedem acum cazuri de persoane care prin credință au fost dezlegate. Doamnă Dumitre, ce s-a întâmplat? Părinte, eu aproape toată viața mea îmi amintesc că cel rău m-a chinuit. Vrăjitorii tot timpul, argintul viu. Tot împotriva dumneavoastră. Tot împotriva. De când veniți la noi? Cum vă simțiți? Eram plină, încărcată de duhuri și la biserică. Așa am scăpat. Ați fost la biserică și la mănăstiri? Ce am fost înainte, dar de mult sunt la, aici la dumneavoastră și s-au rugat preoții și am fost eliberată de duhuri necurate. V-ați eliberat? Mă simt ușurată. Cine v-a eliberat? Domnul Iisus. Acasă m-am rugat și m-a ușurat Dumnezeu. M-am eliberat. E bine? Sunt bine. Sigur? Sunt bine, sigur. Amin. Bună ziua, sunt Magda și o să vă povestesc din minunile care le primim eu și familia mea zilnic prin credința mea, ca să zic așa. Am luat trandafirul de vineri și l-am pus în pizzerie la ginerele meu, care are o facere, și în același timp era într-un blocaj, nu prea vrea vânzări. Cum am dus trandafirul seara, imediat au început comenzile, au venit comenzi și comenzi mari și a mers toată săptămâna foarte bine. Suntem foarte fericiți că fără Dumnezeu n-am fi putut să facem nimic. Ce s-a întâmplat? Bună seara, Mihai mă numesc. Am folosit acest trandafir cu credere și cu credință, eram trist, mângnit, supărat și câte o noapte n-avea nici somn. Deci nu puteam să dorm. Atunci m-am revoltat în sens spiritual, nu spre mine. Am făcut o rugăciune la chiar și la 12 noapte cu trandafir. Așa, rugăciune să iasă totul, să dispară și de vinea trecută. De vinea trecută am luat trandafirul și toată săptămâna, deci de luni a dispărut, numai nici insomn nimic, doar ca un pui. Ca un pui. Ca un pui. Este foarte bine. Chiar e bine? Minunat. Cine a făcut? Și visele urte s-a dus, tristețea s-a dus, mă simt mult mai bine. E bine. E cine a făcut? Domnul Iisus Hristos. Amin. Așa să fie aplaudați pe Iisus Hristos. Bianca, ce s-a întâmplat? Da, de când am început să particip la slujba de vineri, simt o ușurință în interiorul meu. Înainte eram o persoană care dormea foarte târziu. La ora 4-5 dimineața, la 4, la 5? Plângeam noaptea, mă gândeam foarte mult în trecut, mă băgam în trecut și plângeam și ziceam că ce rost are să mai trăiesc sau ce rost are să mai
ce plan oare are Dumnezeu cu mine, de ce să mai trăiesc. Și venea totul gânduri negative. Ziceam, degeaba mai mă duc eu la biserică, degeaba mai fac chestiile astea, că nu are niciun sens. Uh-huh. Dar de când am început să vin la biserică, simt o schimbare în interiorul meu. De deci, când faci această seară de vineri? Mai liberat, mai bucuroasă, mai pozitivă și... Așa să fie. Și ai deschis, a deschis afacerea. Eu nu. Nu, eu nu. Sora cine mea. Sora ta a deschis afacerea. Sora mea. Cum a fost? Din prima dată a fost greu. A fost o luptă cu actele și toate astea, dar... Dar Dumnezeu a deschis o ușă. Exact. A binecuvântat. Da. Amin, așa să fie. Cum te simți acum? Foarte bine. Foarte bine. Foarte. Așa să fie. Aplaudați pe Iisus Hristos. Intrând pe ușa din casă, multe persoane deja pot simți energia negativă din interiorul ei. Un ambient încărcat unde certurile, problemele trupești și sufletești, mizeria și tulburările sunt mereu prezente. Nu există pace și nici odihnă. Simt o greutate constantă peste ele. Timp de 7 vineri vom folosi trandafirul sfințit pentru a duce lumina lui Dumnezeu în casa ta. Eu sunt trandafirul din Sharon și crinul văilor. În această vineri vei primi un trandafir cu o picătură din elementul sfințit și în casa ta îl va reprezenta pe Domnul Iisus. Și precum pe crucea Calvarului toate blestemele au fost atrase asupra lui, prin credință acest trandafir va absorbi răul din casa ta. La Catedrala Credinței din București, de pe șoseaua Fundei numărul 11 în sectorul 2, la ora 9, la ora 15 sau la ora 19 și la toate locașurile Duhului Sfânt din țară. Puteți suna la 021-255-7300 sau 0721-805-569. Sunt cele două numere de telefon la care dumneavoastră puteți să vorbiți cu noi, să includeți numele dumneavoastră, al familiei, celui care suferă, a celui care are nevoie de dezlegare în cartea noastră de rugăciuni. Această carte de rugăciuni care... Bineînțeles, multe persoane sună și, bineînțeles, aceste persoane care au sunat au primit ajutorul lui Dumnezeu. Acum noi vom lua legătura cu colegul nostru, cu Raul, care este acolo la sala de telefon. Domnul mă va scăpa din fiecare lucrare rea și mă va păstra pentru împărăția lui cerească. Domn Părinte, vă mulțumesc pentru legătură. Îmi face o mare plăcere să mă aflu aici de dumneavoastră și de această persoană ce ne urmărește în acest moment. Eu, dragii mei, am alături de mine, după cum puteți vedea, operatoarele noastre. Și ceea ce doresc să vă spun este că dumneavoastră, nu doar că puteți suna pe parcursul emisiunii, operatoarele noastre sunt aici, la dispoziția dumneavoastră, în orice moment al zilei, gata să vă răspundă, gata să vă ajute cu orice sfat și cu orice îndrumare dumneavoastră aveți nevoie. Și inclusiv pentru a vă trece la cartea de rugăciune. Eu, Domn Părinte, am aici inclusiv chiar unele persoane care au sunat și au lăsat numele lor la cartea noastră de rugăciune. De exemplu, este aici doamna Irina. Doamna Irina, ea se roagă pentru sănătate, se roagă pentru liniște în familie. De asemenea, este domnul Asimioane. Domnul Asimioane cu familia se roagă pentru sănătate, protecție și pentru reușite. Și chiar, Domn Părinte, inclusiv am aici, este doamna Violeta. Doamna Violeta se roagă pentru dezlegare, dânsa este interorman, nu a putut ajunge la slujbă, dar chiar și așa dânsa a sunat și a lăsat numele pentru a fi inclusă în rugăciunile noastre. Și am siguranță, Domn Părinte, că în momentul în care rugăciunea va fi făcută, toate persoanele vor fi binecuvântate. Și dumneavoastră puteți suna chiar acum. Mulțumesc, Raul, pentru legătură. Atunci, vedeți, dragii mei, puteți suna și dumneavoastră. Acolo sunt colegiile noastre unde ne vă ascultă, unde vă dă un sfat, orientare, orarul nostru, îndoială dacă aveți, puteți suna, pentru că
o operatoare vă va răspunde. Vă va răspunde, vă va orienta și cu siguranță Duhul lui Dumnezeu vă va elibera de totul ce este rău. Dragi prieteni, nu pierdeți această oportunitate. Vinerea aceasta, în această vineri, într-adevăr, mâine, la ora 9 dimineață, 15 și la ora 19. Sunt persoane care sunt purtătoare de blesteme, sunt purtătoare de ghinion, purtătoare de o suferință și noi putem vedea roadele celui rău, roadele blestemului, pentru că fiul nu se căsătorește, a fost, exemplu, bunicul a fost necăsătorit, bunica a avut probleme la fel cu căsnicia, după fiul a avut probleme cu căsnicia, nepot probleme cu căsnicia, strănepot probleme cu căsnicia. Aici un rău care a legat viața sentimentală și așa și în celelalte arii. Și așa se întâmplă și în sănătate, așa se întâmplă și cu viciu, pentru că viciul a trecut de la bunicul, la nepot, la fiu, la strănepot și așa mai departe. A distrus toată familia, a distrus toți cei din casă, toți cei urmași. Atunci vedeți că cel rău, dragii mei, când distruge o persoană, el trece la alta din familie ca să o distrugă și pe cealaltă, cum a distrus-o pe cealaltă. Ați înțeles? Atunci răul, el nu vrea să piardă. Răul, el vrea să distrugă. De aceea Domnul Iisus, el a spus, hoțul nu vine decât să fure, să înjunghe și să prăpădească. Cine este hoțul? Cel rău. Diavolul este cel rău. Atunci el a venit pentru a fura. Ce va fura? Sănătatea, pacea, liniștea, va furat, exemplu, sporul, eu nu știu, dar există un rău. Dar dumneavoastră veți lua acest trandafir în această vineri și când veți pune acolo în casă, tot rău va fi atras asupra acestui trandafir. Haideți să vedem rezultate de la slujbele de vineri, persoane care au fost dezlegate. Eu nu puteam să dorm și aveam o greutate când am venit prima dată aici, uh-huh, pe umeri. Dar cum erau nopții dumneavoastră? Albe. Uh-huh. Dormeam o oră, două și restul... Foarte puțin. Foarte puțin și aveam tot felul de gânduri, uh-huh, rele, uh-huh, să mă omor, uh-huh, să fac lucruri ciudate. Coșmaruri, toate lucrurile rele. Uh-huh. După ce am venit, am perseverat într-una, uh-huh, m-am liniștit și acum cum este? Dorm. Dormiți bine, da. Liniștit, da. Aplaudați pe Iisus Hristos. Aleluia. Cum vă numiți, doamnă? Florentina. Domn Florentina, ce s-a întâmplat folosind trandafir sfințit? Vineri la dezlegare. De vinere trecută. Da. Și când am urcat la altar... Am spus, Doamne, în mâna Ta încredințez viața mea și viața fiului meu. Vreau schimbare, transformare, restaurare. Dumneavoastră, cine se amintește de însă când a fost la altar săptămâna trecută? Cine se amintește? Vă amintiți, da sau nu? Atunci dumneavoastră ați venit, noi ne-am rugat, de săptămâna trecută ați determinat o transformare. Da. Ce s-a întâmplat? Cristi, deci vineri seară, a rămas în continuare aici după ce s-a terminat slujba și s-a botezat, uh-huh, la dumneavoastră aici. Atunci el s-a botezat. Da. Și de atunci, mulțumesc, cum este Dumnezeu acum? S-a liniștit că avea nu prea se simțea bine. Uh-huh. Era supărat, trist. Uh-huh. Acum e bine. Acum e bine. Atunci de vineri, el a luat decizia să se boteze, s-a tot botezat. În aceea zi, deci. În aceea zi? A luat decizia. Uh-huh. Și acum e liniște. Da. În casa dumneavoastră. Este acum spre bine. Da. Cine a făcut? Domnul Iisus. Amin. Amin. Așa să fie, aplaudați pe Iisus Hristos. Cum vă numiți, doamnă? Daniela. Domnul Daniela, cum ați ajuns aici la catedrală? De ce ați fost dezlegată? Eu am fost pentru soțul meu, care e viciat de băutură și sunt neînțelegeri, certuri în casă. Mm. Dar de vinerea trecută, folosind și trandafirul, Dumnezeu l-a liniștit, nu mai vorbește urât, nu mai așa... S-a schimbat. S-a schimbat. Acum merge spre bine. Dumnezeu, da, așa cu de dimineață m-a sunat și e foarte liniștit. Amin, aplaudați pe Iisus Hristos. Vă mulțumesc. Cum vă numiți?
este Irina. Ce s-a întâmplat? Cu care problema a fost? Aveam somnie, nervoasă, mă speriam noaptea, turburată și acum nu mai sunt. Dezlegată, eliberată, dormiți bine, aveți liniște, acum nu mai sunteți nervoasă. S-a schimbat. Amin. Aplaudați pe Iisus Hristos. Vă mulțumesc. Cum vă numiți, doamnă? Mă numesc Elena. Ce s-a întâmplat, domnule Elena? S-a întâmplat o minune. Sunt supărată cu o persoană de 14 ani care este foarte orgolioasă. Da. Și acum de când sunt cu trandafirul în casă și m-am rugat, Dumnezeu mi-a dat putere și curaj ca să mă duc să-mi cer iertare de la ea. A fost o minune. A fost o minune, da. Pentru că era o rânchiune atunci. O rânchiune, da, dar ea este așa cum este, persoana aceasta. Și am spus, nu mă interesează, dar eu sunt bucuroasă că Dumnezeu mi-a dat puterea asta să-mi cer iertare de la ea. Foarte bine, domnule Elena. Și de la încă o persoană, persoana aceea a vorbit cu mine și mă simt foarte liniștită, ușurată, da. După ce ați iertat. Da, da. Așa este. Să fiți binecuvântat. Aplaudați pe Iisus Hristos. În această duminică va fi foarte tare. În această duminică, cum dumneavoastră ați văzut la slujbă, cine a fost duminică, părintele a binecuvântat coșul. Va fi provocarea coșului. Și multe persoane în zilele de astăzi nu au nimic în coș. Acest coș reprezintă viața multor persoane, pentru că nu au sănătate, nu au pace, nu au liniște. Dumneavoastră știți foarte bine că Domnul nostru Iisus Hristos, El a mulțit cele 5 pâini și 2 pești. Și chiar Biblia îi spune că mulți din ei care erau cu probleme de sănătate, erau bolnavi, ei au fost tămăduiți, au primit sănătate. Domnul Iisus i-a însănătoșit. Atunci, vedeți, mulți aveau foame, într-adevăr, de sănătate. Poate că dumneavoastră aveți, exemplu, foame de o familie unită, de o familie fericită, aveți foame de o viață economică prosperă, aveți foame de, exemplu, de sănătate, sunteți o persoană, poate că nu aveți liniște în căsnicie, fiul dumneavoastră este viciat în droguri, în alcool și poate că asta este foamea dumneavoastră. Atunci, dragii mei prieteni, eu vreau să vă invit în această duminică, Domnul nostru Iisus Hristos vă va potoli această foame. De aceea, haideți să vedem mai multe persoane care mărturisesc puterea lui Dumnezeu și aveau foame de sănătate, aveau foame de o familie unită și venind aici la catedrală, Domnul nostru Iisus Hristos a mulțit pâinea și pește, adică i-a binecuvântat. Pentru că fără binecuvântarea lui Dumnezeu, ceea ce vedeți nu se întâmplă. Dar ceea ce vedeți e pentru că Dumnezeu El a binecuvântat. Vă rog, cum vă numiți? Mihaela, mă numesc. Doamnă? Mihaela. Ce s-a întâmplat? Acum 6 ani de zile m-am descoperit că soțul meu are amantă. Ne-am despărțit, am venit la biserică o perioadă. După aceea m-am împăcat cu el, ne împăcam, ne despărțeam, dar nu îmi dădea voie să vin la biserică. Eu luasem un plic de aici pentru o provocare cu Dumnezeu. Și am avut discuții cu el că el credea că nu vin la biserică, că merg în altă parte, că îl înșel și nu mi-a dat voie să vin la biserică. Și după o perioadă am găsit plicul de la biserică cu provocarea. Provocarea acasă. Ați făcut o provocare? Da, da, acasă, n-am ajuns cu el la biserică, în care scriam că îmi doresc să mă căsătoresc, pentru că soțul meu în toți anii ăștia mi-a zis că pe mine nu mă va lua niciodată de nevastă și că pe mine nu mă va chema niciodată ca pe el. Căsnicia era distrusă. Da, din toate punctele de vedere. Și am făcut provocarea că am găsit plicul, m-am rugat la Dumnezeu și după 2 ani și ceva, aproape 3 ani în care am ținut provocarea acasă, el mi-a dat voie să vin la biserică, între timp noi ne-am căsătorit și la starea civilă am făcut comunia. După ce ați făcut acea provocare? Da, după vreun an jumate după ce am făcut provocarea. Dumnezeu a binecuvântat. Cum este acum? Suntem mult mai bine față de în trecut. Mai sunt, e loc de și mai bine, dar oricum față de cum era. Atunci trebuie să luptați mai mult. Era violent cu mine, bea foarte mult. De multe ori îmi luam copilul noaptea și fugeam din casă pentru că și acum cum este?
Acum chiar dacă bea vine acasă și nu mai caută motiv de ceartă, de discuții, de... S-a schimbat mult. Mult, foarte mult față de cum era. Nu mai spune să nu vin la biserică. Merită. Merită. Cine a binecuvântat? Domnul Iisus Hristos. Amin, așa să fie, aplaudați pe Iisus. Vă mulțumesc. Cum vă numiți? Mariana. Părinte, vin aici de vreo 10 ani la această catedrală și vreau să zic că s-a întâmplat foarte multe minuni în viața mea. În primul rând de sănătate. Și cu copiii am fost binecuvântată, cu nepoței. Era foarte nervos, foarte agitat tot timpul și la școală. Și... Dar Dumnezeu, am venit cu el aici la catedrală, venea, acum vine un pic mai răruț, că are 14 ani acum. Și cum este acum e nepot? Bine, e bine, bine. Mi-a luat premiul întâi la, pe țară, la școală, la actorie. Deștept... În toate sensurile. Atunci, venind aici la catedrală, Dumnezeu v-a binecuvântat. M-a binecuvântat în totalitate. În totalitate. Și copii, și nepoți, și toți, și mulțumesc lui Dumnezeu. Și familia. Și familia, și nu mă las de Dumnezeu niciodată. E bine? Foarte bine. Amin, așa să fie, aplaudați pe Iisus Hristos. Vă mulțumesc. Cum vă numiți? Georgeta. Domn Georgeta, ce s-a întâmplat? Eu sunt foarte binecuvântată de când am început să vin la biserică. Am înțeles cum să ascult, ce să fac. Suntem acum în ultimul timp. Deci, familia mea e sănătoasă. Financiar suntem binecuvântați. Fiecare copil are o afacere a lui, micuță. Chiar în pandemia cu fiica mea a deschis ceva. A fost mai greu, dar nu s-a lăsat. Deja lucrează. Nu s-o spun ce, dar e totul minunat. Totul s-a schimbat. Totul. Și familia binecuvântată. Fiul meu construiește case, vinde case. Care problema a fost? A fumat de 10 ani, nu mai fumează. El n-a venit aici. A lăsat viciu. A luptat cu Dumnezeu, am făcut ce am crezut eu cu Dumnezeu și el a lăsat acolo în Anglia când lucra acolo. A meritat? Merită orice. Amin. Așa să fie, aplaudați pe Iisus Hristos. Cum vă numiți? Marian. Domn Marian, ce s-a întâmplat? Am avut vicii și am fost... Ați avut vicii? Da. De care? Deci, fumam mult. De cât timp ați fumat? 20 de ani. 20 de ani. Da. Vici de alcool. Și cum era viața dumneavoastră din cauza vicilor? Rea, adică mă simțeam rău. Și familie cum era? Puteați să fiți fericit în familie? Nu. Nu erați fericit? Greu, nu. Nu. Era ceartă, neînțelegere? Da, ceartă, neînțelegere. Și am fost eliberat de vicii. M-am simțit bine, așa cum am. Aveam amețeli zi de zi. Cum sunteți acum după ce ați fost eliberat de vici? Acum sunt alt om, perfect. Da. Perfect. Da. Da, da. Fericit. Da. Dumnezeu a reconstruit viața dumneavoastră. Da. Cine a făcut așa ceva? Dumnezeu. Amin. Aplaudați pe Iisus Hristos. Multă muncă, efort, persistență. Dar poate în ciuda eforturilor tale, rezultatele sunt aproape invizibile. Multe sunt persoanele ce conviețuiesc cu imposibilul financiar. Imposibil să achite datoriile, imposibil să cucerească, imposibil să avanseze, imposibil, imposibil. Există o soluție. Domnul Iisus a alimentat cu 5 pâini și 2 pești peste 5.000 de oameni. Și a mai rămas și 12 coșuri pline, dovedind încă o dată că pentru Dumnezeul ce înmulțește, nimic nu este imposibil. Scrie pe o hârtie tot ceea ce dorești să se înmulțească în viața ta financiară, să aduci această cerere de rugăciune împreună cu o provocare de credință în coșurile ce vor fi puse pe altarul lui Dumnezeu în această duminică. Și de la altar vei primi o bucățică de pâine și pește ca să existe, începând din această zi, o înmulțire supranaturală în viața ta financiară. Duminica înmulțirii cu distribuirea pâinii și a peștelui la ora 8, la ora 10 dimineață în special, la Catedrala Credinței din București, de pe șoseaua Funde numărul 11 în sectorul 2, vis-a-vis de fostul supermarket XXL și la toate locașurile Duhului Sfânt din țară.
duminica aceasta, la ora 8 de dimineață, la ora 10 și la ora 15. Dragii mei, puteți face un acatist. În acest acatist faceți și dumneavoastră o provocare de credință și aduceți și puneți în coșul în care va fi pus în această duminică pe altar. Dumneavoastră veți spune această problemă, veți spune fiul viciat, veți spune familia distrusă, dar Domnul Iisus vă va binecuvânta, așa cum a binecuvântat acele 5.000 de oameni, 5.000 de bărbați, 5.000 de femei și 5.000 de copii, tineri și așa mai departe. În această duminică aici la catedrală aveți nevoie, dragii mei, de o binecuvântare. Care este foamea dumneavoastră? Care este foamea dumneavoastră? Pentru că după Domnul Iisus nu erau doar cei care erau cu foame. Nu erau doar cei care aveau foame de pâine și de pește. Erau cei care aveau de asemenea probleme spirituale. Atunci dumneavoastră, dragii mei, să știți că cei care aveau problemele spirituale au mâncat din pâinea aceasta și din peștele binecuvântat de Domnul Iisus și bineînțeles, mulți din ei au fost eliberați, mulți din ei au primit sănătate și foamea lor s-a potolit. Atunci, dragii mei, aveți nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. În această duminică va fi o slujbă minunată, o slujbă extraordinară. Va fi și slujba sufletului rănit. Dacă dumneavoastră sunteți o persoană rănită, sufletul dumneavoastră este rănit, este oprimat, atunci această slujbă este pentru dumneavoastră. Pregătiți-vă acum paharul cu apă pentru că este momentul rugăciunii. Pregătiți acum paharul cu apă și în câteva minute ne vom ruga în favoarea dumneavoastră. Dumnezeu meu și Tatăl meu ceresc, în numele Domnului Iisus, te rog în acest moment, Doamne, binecuvântează acest pahar cu apă și binecuvântează, Doamne, toate persoanele care ne-au sunat, persoane disperate, persoane care sunt însetate de o familie unită, însetate, Dumnezeu, după o familie binecuvântată, fiul care este pierdut în droguri, în alcool, familia aceasta distrusă din cauza unei amante, din cauza unui blestem, din cauza unei invidii. Eu nu știu, Doamne, această persoană poate că sufletul ei este rănit, sufletul ei este, Dumnezeu, lovit. Această persoană vrea să fie, Dumnezeul meu, vindecată în suflet, pentru că are nevoie de această, Dumnezeu, însănătoșire înăuntru sufletului ei. Pentru că ajunge, Doamne, atâta suferință, atâta ocară, atâta durere, atâta oprimare. Atunci, Doamne, manifestă puterea Ta în momentul acesta și binecuvântează pe toți cei care cred în puterea Ta. Doamne, eu așa te rog, în numele Domnului Iisus, că acest pahar cu apă și cana cu apă să fie binecuvântată. Când această persoană va bea, să primească forță, putere și lumină în numele Domnului nostru, Iisus Hristos. Amin, așa să fie. Dragii mei, beți cu credință și fiți binecuvântați. Dragi prieteni, am ajuns la sfârșitul acestei emisiuni. A fost o mare plăcere să fiu aici cu dumneavoastră, ca Duhul Sfânt să vă lumineze, să vă binecuvânteze pe toți.
Până data viitoare, o îmbrățișare tuturor, numai bine, pe curând! There's something wrong with our little girl. We want some more tests. I'm not leaving this.